care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 23 octombrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic și Apostol Iacov, fratele Domnului. Acest Sfânt Iacov, fratele Domnului, a fost cel întâi episcop al Ierusalimului, hirotonit de însuși Domnul și întâi el a izvodit și a scris dumnezeiasca liturghie, învățată de la însuși Domnul Hristos, pe care liturghie în urmă a făcut-o mai pe scurt Marele Vasile și după dânsul dumnezeiescul Ioan Gură de Aur pentru neputința omenească. Păstorind Sfânta Biserică din Ierusalim și învățând pe mulți din iudei și din elini și întorcându-i spre Domnul, a pornit pe iudei asupra și cu urgie, care prinzându-l l-au aruncat jos de pe aripa templului și fiind încă viu l-au omorât cu un lemn. Iar cuvântul fratele Domnului se trage din sfânta tradiție, că Iosif logodnicul, împărțindu-și pământul fiilor ce-i avea cu femeia sa cea din tâi și vrând să facă parte și celui din Sfânta Fecioară, Fiu și Dumnezeu, ceilalți nu-l primiră, iar Iacov, luându-l părtaș de moștenire pe partea sa, s-a chemat nu numai frate al Domnului, ci și drept. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ignatie, patriarhul Constantinopolului. Acest între sfinți, părintele nostru Ignatie, a fost fecior al împăratului Mihail Rangave și al împărătesei Procopia, frate lui Teofil și nepot împăratului Nichifor. Și fiind eunuc, s-a făcut călugăr și a ajuns egumen la mănăstirea Arhanghelului, care atunci se numea Anatelon, iar acum îi zic a lui Satir. După aceea a fost patriarh al Constantinopolului și a îndreptat biserica 11 ani și 5 luni. Apoi a fost scos de împăratul Mihail, fiul lui Teofil, care a pus patriarh în locul lui pe Fotie, protasicritul, după ce fusese făcut mai întâi monah. După aceea și pe el l-a scos împăratul Vasilie Macedon și a pus iarăși pe Ignatie și l-a ținut 10 ani și iarăși a fost scos. Și în locul lui a făcut patriarh pe cel între sfinți Ștefan, fiul împăratului Vasilie, iar Sfântul Ignatie, mergând la mănăstirea Satirului, cu pace s-a săvârșit, viețuind de toți anii vieții sale, 79. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Macarie Romanul, a cuviosului părintele nostru Nichifor, cel ce a așezat mănăstirea cea din Harsian, care în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Petronie, care cu pace s-a săvârșit, și a sfinților doi tineri, fiind siliți a alerga peste foc așternut pe pământ, s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5.
cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.